Avem Conga la Europa FM, avem Gloria Estefan, avem însă și o fată cu ea. Ne-ar fi plăcut să vină cu ea de mână, însă a venit singur până la urmă. Marian Ionescu, direcția 5 în studioul Europa FM. Bună dimineața, Marian! Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru... Bine venit! Unde sunt fetele alea frumoase din videoclip? Sunt... A, unde sunt? Păi... Sunt în viață. Au supraviețuit videoclipului. Asta e bine, dar cine sunt fetele alea? Sunt partenerele voastre sau sunt doar actrițe, fete sunt care au... Sunt actrițe, sunt fete propuse de regizorul Petre Năstase, aduse acolo. Ne-am minunat și noi. V-a fost greu să filmați? Acum, sincer, știi că o dăm pe de-astea cu fete, dar așa a fost să fie, așa a venit discuția. Nu vă e greu să filmați și să vă concentrați la piesă, la muzică, la regie, la imagine când vin fetele acolo? Ba da, e un gen de emoție, dar cu care noi ne-am obișnuit în ultimii... Am înțeles. Măcar un număr de telefon trebuia să vii și duc cu ele aici. Dacă tot am vorbit de o fată ca ea, să știi că n-am mai ascultat de mult o piesă atât de sensibilă. În general, nu de la Direcția 5. Am înțeles și mă bucur foarte mult că vă place și vă mulțumim foarte mult pentru difuzarea acestui cântec. Este un cântec pe care l-am înregistrat și este primul credit pe care l-am dat lui Tony după ce, după ce dânsul a revenit la Direcția 5. Câți ani sunt de când? Cânt împreună cu el oarecum de 17 ani și a venit înapoi... de 4 ani la Direcția 5 și am imprimând cântecul la studio, el ne-a rugat să-l lăsăm să facă și el o variantă acestui cântec pentru că are, că îi place foarte mult cântecul și că corela cu o poveste de-a lui, de adevăratele, de dragoste. Altfel spus, a vrut să cânte cântecul ăsta pentru o fostă iubită de-a lui pe care regretă enorm că a pierdut-o. Și a imprimat dintr-o respirație cântecul în câteva minute. Nouă ne-a plăcut versiunea și era primul moment prielnic să virăm o baladă pop către una rock. Și știi ce să mai ții minte ce SMS ți-am trimis după ce am auzit varianta înregistrată de el? Da, să știți că mi-a trăsărit inima. E Dumnezeu, Tony e Dumnezeu pe piesa asta. Da, a cântat superb. Este super. Să știi că multă lume se întreabă ce o să faceți acum, aveți doi soliști, revine Tony mai mult decât Cristi, rămâne Cristi mai mult decât Tony. E o întrebare care chiar dacă nu v-a fost pusă, stă pe buzele tuturor. Ba da, oamenii în jurul nostru tot timpul ne întreabă asta. Să știți că va fi un balans firesc între Tony și Cristi și că nu ne facem o socoteală ca următorul single să fie neapărat cântat de Tony sau de Cristi și că am vrea să generăm un fel de calitate în muzica Direcția 5 fără a avea acest gen de coordonat. Bun, deci asta nu este o problemă atunci, nu vă gândiți la ea, ci profitați cât mai mult de timbru vocal al fiecăruia și de prezența fiecăruia. Da. Mai zi-mi de piesă, cine a scris-o, cine a compus versurile, cine... Cântecul este scris de mine și versurile sunt scrise de Florin Dumitrescu, este un... poet cu care lucrăm de 12 ani. Suntem bucuroși că putem lucra cu el. În majoritatea cazurilor versurile îi aparțin lui Cristi, colegul meu, care este minunea formației Direcția 5. Dar de adevăratele a pus umărul și Florin Dumitrescu la tot ce înseamnă Direcția 5 astăzi. Și de ce? Pentru că eu mă regăsesc foarte mult în piesa asta. Și mi-aduc aminte eu un vers acolo, acela în care spui că o fată ca ea s-o iubești când te iubea. Azi da, bine? Când te iubea, da. Mă regăsesc exact în ceea ce trăiesc eu acum și povestea de dragoste pe care am trăit-o și o trăiesc împreună cu soția mea. Am senzația că eu m-am îndrăgostit exact atunci când trebuia, de cine trebuia și când cinevaul acela s-a îndrăgostit la rândul de mine. Este absolut senzațional. Este când de fiecare dată când aud piesa la radio, trăiesc momentul ăsta. E o licărire, e o chestie, înțelegi? E un fidil care se aprinde. Înțeleg perfect. Atunci când noi am cântat prima oară cântecul la studio, aproape că știam că multă lume se va găsi în acest mesaj și știți că e așa un fel de revelație să poți potrivi un cântec bun, o melodie frumoasă cu niște versuri frumoase. Este un miracol care se întâmplă oarecum rar în viața unui artist. Uite, înregistrarea asta e din garaj. Începem.
Am senzația, ascultând și o fată ca ea, că retrăiesc perioada când ați lansat piesele astea. Da, adică nu de mult, acum 12 ani. Oh, au trecut 12 ani. Așa, în viața unui grup nu sunt așa mulți ani. Nu sunt 12 ani, da, 12 ani sunt. 40 de ani sunt mult. Nu întâmplător am pus piesa asta din garajul Europa FM. A fost un spectacol absolut senzațional, plin de emoție, pe care sper să repetăm cât de curând. Absolut. Ne întâlnim la mare pe 29 iulie, direcția 5 urcă pe scena Europa FM. Într-o distribuție minunată, alături de colegi de-ai noștri pe care îi respectăm și admirăm. Alături de Holograf, de Ștefan Bănică, da, de Loredana și de Horia Brenciu. De Horia Brenciu, da. Cum facem? O să ne împărțim între piese mai rock, între balade de genul ăsta? Ce facem pe 29? Mie mi-e foarte greu să... Poate vă rog că... să cântați o piesă și să, da, renunțați la alta. Da, da. Cred că cea mai bună variantă noi o găsim atunci, cu puțin timp înainte de a urca pe scenă, și când suntem pe scenă, după primul cântec, alegem configurația concertului. Ne facem o idee despre cum trebuie să arate concertul. De obicei, în genul ăsta de spectacol, alegi să cânti oarecum mai dinamic, pentru că piața, pentru că plaja vrea multă energie și atunci trebuie să le dai ceva energie. Deci ascultăm și Superstarul atunci. Ascultăm obligatoriu Superstar. Perfect. Hai să am obișnuit ascultătorii zilele acestea să le oferim un card de acces în backstage, în spatele scenei, pentru a face cunoștință cu idolii lor. Da. Dacă fanii Direcția 5 își doresc să-i cunoască pe Direcția 5, e evident și pe artiștii care vor fi în spatele scenei. Pe Horia, da, Brenciu, da, 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 da. Edi Petroșel. Da, uite, vine și Edi. 0372069599 este numărul de telefon Europa FM, locul unde vă așteptăm să ne răspundeți la o întrebare simplă legată de Direcția 5. Ia să vedem. Hai că avem și un telefon. De fapt, nici nu mă așteptam să nu se întâmple lucrul ăsta. Ia să vedem cine ne sună. Georgeta este din București. Bună, Georgeta! Bună, George! Bună, Marian! Bine, salut, venit. Bună. Bine venit în direct alături am de noi! Spunem, cine a înregistrat vocea pentru o fată ca ea? Toni Șeicărescu. Toni Șeicărescu! Ai, iubita lui. iubita, spui iubita? Metaforic. Metaforic. Nu, mă gândeam că doar iubita, doar una din iubite sau doar iubita. Cum e corect? Nu, Toni are o constanță, a, da? Emoțională, așa, na, nu te întâlnești în... N-are așa multe... Nu-l punem în situații dificile. Nu. Bine, Georgeta, să știi că poți veni la mare alături de noi în spatele scenei. Da, abia aștept, mulțumesc mult. Să-i cunoști pe Direcția 5 și nu numai. Și nu numai. Da, vei fi alături de noi la mare. Îți mulțumim foarte mult că ne-ai sunat și că asculti Europa FM. Numai bine. Mariana, îți mulțumesc mult, mult, mult de tot. Am ascultat mai devreme o fată ca ea, așa că o așteptăm în următoarea difuzare. Care e piesa Direcția 5 care îți place cel mai mult și care nu lipsește din niciun concert? Există o asemenea piesă? Există o piesă care îmi place foarte mult, dar care mai lipsește, pentru că concertele se întind pe aproape 120 de minute și repertoriul Direcția 5 de piese editate, înregistrate, este de aproape 200 de cântece și îți alegi 20-30 de cântece pe care să le cânți în ziua aia. Dar dacă ar fi să aleg așa un cântec pe care... dacă aș putea, l-aș cânta de fiecare dată, ar fi primul meu sărut. Pentru că mi se pare așa un cântec așa de potrivit și cu ceea ce este Direcția astăzi, Direcția 5 astăzi. Îți mulțumesc tare mult, vă aștept pe plajă între Venus și Saturn pe 29 iulie. La cel mai mare concert de l-ați văzut vreodată. Încercăm să fim acolo, da? Da, sigur că da. Cu Direcția 5 pe scenă, cu Holograf, Ștefan Bănică, Loredana și Horia Brenciu.